Și despre relații, că a venit Cătălina pe la noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faci, Cătălina? Bine, mulțumesc de invitație și mă bucur să abordăm un subiect care o să fie fain. Ce? Ia, împreună, dar neasumat. Situationship ăsta. Ia zi-ne, câte situationship ai avut până acum? Nu e vorba despre mine aici. Situationship înseamnă ăla care nu e o relație? Ba nu, e o relație, dar nu e o relație... De scurtă durată. Nu nici măcar de scurtă durată. E o situație, să zicem, că așa se și numește, da? E o combinație între o relație reală și una iluzorie, să zicem așa, pentru că nu ne angajăm în relația respectivă. Adică ne vedem când o fi, când am timp eu, când ai timp tu. Nu ne angajăm unul față de celălalt. Și nu e bună treaba asta? Depinde. Dacă e bilaterală? Să știi că poate fi bună până într-un punct. Până în punctul în care unul dintre ei își dorește mai mult. Pentru că de fiecare dată e așa, dar și în relațiile de prieteni cu beneficii și în situații. Unul se atașează la omul. Unul se atașează pentru că e și normal să se întâmple așa, dar în momentul în care petrecem timp împreună, ne simțim bine unul cu celălalt, automat secretăm niște hormoni de fericire și parcă ne-am mai dorit experiența respectivă, știi? Doar că în situațiile astea... E sau nu e sănătos? Cât de situation și pe-ai avut Cătălina? Să știi că nu e pentru toată lumea. Dacă ești o persoană care are nevoie de stabilitate, da? Care are nevoie să știe ce face mâine și unde e partenerul e de cuplu, nu-ți recomand genul ăsta de relații. Nu. Dacă ești o persoană care e spontană, da? Care se bucură de viață, care se bucură de experiențe, se potrivește genul ăsta de experiență pentru tine. Situationship. Îmi place cuvântul ăsta pentru că a trebuit să găsim un cuvânt. De la relationship. Da. Să nu fie relationship, dar să nu fie nici super detașat. Așa, suntem într-o situație. Da, suntem într-o situație. Adică, după cum ți-am zis mai devreme, știi, eu fac ce-mi place, tu faci ce-ți place, dar ne întâlnim la mijloc din când în când. Ideea este în situationship-uri că nu suntem obligați să avem relații doar cu partenerul respectiv, da, cum este în relațiile clasice. Deci nu ești într-o relație. Când ești cu el, ești într-o relație. Când ai plecat în altă parte, ai plecat din casă, din apartament, de unde ați fost, nu mai ești într-o relație, ești singur. Este în open relationship de pe Facebook? Statusul ăla? Nu. Nu, pentru că open relationship știi clar ce înseamnă. Da, știi că ești cu persoana respectivă, doar că poți experimenta și în cadrul altor interacțiuni. Aici nu știi dacă ești într-o relație, nu știi cât ține, nu știi în ce direcție se duce. De asta este o situație foarte confuză. Da. Și cum ziceam, nu e pentru toată lumea, că poate să te facă cu capul. Am eu o situație pentru tine. Bine. Să intre, stai, am una, că să intre invitatul meu. Bine. Ai invitatul. Bună dimineața. Unde vrei să te așezi? Aici. Cum, acolo? Da, pe mijloc, așa? Aici, pe mijloc. Pacientul trebuie să stea... Vino aici, vino locul meu, cu pacientul trebuie să stea față în față cu... Am zis-o cum o simt la psiholog. Cătălina. Dacă mă întreb pe mine, mulțumesc de întrebare. Eu cred că e o prostie. Asumați-vă, vorba de la Insula Iubirii. Nu mai băga. Ești, cum adică când ești în apartament, sunteți împreună când ai plecat din apartament? Nu vor să se lege la cap, dar vor prezența persoanei respective pentru câteva ore fără nicio obligație. Că are și avantaje, da? Dacă ziceam mai devreme, știi, dacă ești o persoană spontană, nu știu, care lucrezi foarte mult, care, nu știu, poate ieși dintr-o relație și nu vrei să te mai legi la cap, dar totuși ai nevoie de interacțiune, e bună pentru tine. Am înțeles, bine, în fine. Iartă-mă, am intervenit, am altă problemă. Pacientul meu, așa, astăzi seară pleacă într-o experiență. Pleacă într-o experiență de poate o lună, poate câteva zile, împreună cu persoana iubită. Pleacă cu soția. Deci nu e într-un la un joc, emisiune, concurs. Așa. Power couple. Power couple, îi spune. Okay. Vrem să știm că... Tips and tricks. Ce să facă și să nu facă. Deci, gândește-te. Situații critice. Unii sunt cu iubita acolo, unii sunt cu soția de 10 ani, bubuie cu de 9 ani. La ce să aibă grijă? La ce crezi că îi va supune testul ăsta pentru relația lor? Cred că în primul rând o să vă dați seama foarte repede și foarte ușor câtă încredere aveți unul în celălalt. Adică cât de mult vă bazați unul pe celălalt, pentru că genul ăsta de emisiune îți întinde așa nervii la maxim. Păi acolo, ce facem dacă vrea să mă bată, de exemplu? Cum reacționez eu în situație? Depinde, tu nu dai înapoi pentru că ești bărbat, da? Asta, unul la mână și bărbații nu dau. Doar dacă te îmbraci în rochie de femeie poți să egalizezi situația. Foarte lejer. Dacă cineva se îmbracă în rochie, eu sunt acela. Bun. Așa, cred că e foarte bine să aveți o comunicare ok, da? Adică indiferent de ce se întâmplă, indiferent de cât de nervoși sunteți, să vorbiți unul cu celălalt, să discutați situația prin care trece. Deci după ce te bate, roși să și vorbească. Nu ajungem la violență. Eu n-ajung. Și important este să n-ajungem la niciun fel de violență, nici măcar verbală, pentru că s-ar putea să, știi, segmentăm relația de cuplu. Crezi că o emisiune de genul poate și
uni pe lângă strica unele cupluri? Acum depinde de calitatea relației pe care o ai. Dacă e o relație închegată și ați trecut prin multe în timpul relației până să ajungeți în perioada asta, că tot să stați acolo o lună, nu cred că o să vă destrame relația de cuplu. Pentru că deja știți ce înseamnă presiunea, știți ce înseamnă să vă certați, știți ce înseamnă toate lucrurile astea. Da? Mai degrabă mi-aș face griji pentru o relație care este la început. Pentru că cei doi la început nu se cunosc cu adevărat și s-ar putea și să... acolo e... Poți să-l întrebi, tu te rog, la ei în casă, cine e bărbatul? A, da, scuze-mă. Important este cine conduce, cine poartă pantalonii la voi în casă, știi? Chiar, chiar. Cine poartă pantalonii? Păi dacă te uiți cum sunt îmbrăcat eu azi, culorile vestimentației miele, care reprezintă bărbăția, da, e clar că eu nu sunt. Deci ea este stâlpul familiei? Este stâlpul familiei. Nu, 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 Flor. Deci relația noastră este un pod. Este un picior, eu sunt celălalt picior. Wow. Bravo, bravo. Apatiba 2, da, da. Dacă sunt de 10 ani împreună, eu cred că și-au dat seama care, rol au fiecare, care rolul are fiecare în relație. Adică... Gata, mulțumesc, așa face facem. Succes. Deci succes. La scandal, tot înainte. Ia-ți și asta, du-te, că trebuie să fac, să mai pun o întrebare și plecăm în pauză. Păi și ia-l cu tine. Haide, ia-l. Ești cu el. Bine. Poftim? Mai poți să pui și o întrebare? Ultima întrebare, luați. Haide, ieși. Cum facem să mai ieșim și cu alții dacă ne atașăm de situationship? Păi, în primul rând, trebuie să pui întrebările clare ca să-ți dai seama despre ce e vorba în relația, situația respectivă, da? Dacă tu vrei mai mult, întreb dacă se poate mai mult și dacă se dorește mai mult. Eu nu vreau mai mult, dar am căzut în plasă ca proasta și vreau să mă duc cu altul. Ce fac acum să trec peste? Alo, bună ziua! Stai. Mai ești deci cu domnul din situație sau vrei să treci? Cine a fost? Da, suntem în situationship și îmi place. Așa. Dar eu vreau să mă mări cu altcineva. A, ți-ai dat seama că nu e persoana potrivită pentru tine. Pentru măritat nu e persoana potrivită. Știi că era genul, era luați-mă o chestie acum, de genul. Că nu mai pot cu tu ești tipul meu, dar vreau să mă mări totuși într-o zi, știi? Exact, știi așa. Și eu acum nu mai pot să ies cu Victor. Poți să calci pe mine. Că m-am atașat de situation. Da, păi Ramona, tu ești într-un nepotrivationship. Trebuie să te rup de situationship ca să poți să mergi mai departe. Trebuie să închide tot, da. Da, și să-ți dai seama ce nu mai dorești din ce avea partenerul respectiv, da, la următorul, că dacă te duci tot către unul care seamănă, nu ajungi nicăieri, adică nu. Dar nu dau pasărea din mână pe cea de pe gard momentan. Păi trebuie să te hotărăști ce vrei în viață. Dacă îmi place viitorul soț, atunci renunți la situation, nu, că nu poți nici să-l arunc pe ăsta. Nu, important ar fi să stai o perioadă singură, cât să-ți clarifici ce-ți dorești, da, după care să mergi mai departe și să alegi altceva. Asta, Cătălina, vezi tu, cu singură am stat un an și un pic, nu mai se poate. Păi da, dar vezi tu că faptul că rămâi în situationship-ul ăsta... Păi mă, chiar mă scoam la vorbă! Îți faci tot din frică, știi? Adică tot din frică stai acolo, pentru că nu vrei să fii singur, dar frica de singurătate tot te închide. Ei, opriți-vă, mă! Niște activități care fac bine amândurora. Suntem într-un covor și... Ce vreau să te întreb, domnii ăștia de care vorbești tu la televizor așa dezvoltă, ei n-are televizor acasă? Adică ei nu vede Antena Play. Nu, că sunt la liceu. Florine, asta... Aș vrea, mi-a sunat ceasul să-mi iau pastile și știu că atunci ar fi trebuit să fie pauză. Și văd că ne-am întins cu... Da, da, serviți tacos, domnișoara Manole? Nu, mulțumesc, sunt la dietă. Tacosul e bun la dietă. Aveam un tacos cu muzician și unul cu actor, dar asta e mai ațos actorul. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem mai apoi. Ne avem invitați în emisiune, avem oameni care să ne rezolve problemele. Pauză, ne întoarcem. Calcă pe noi. You set the pace.